La postul de trecere a frontierei Ostrov s-a prezentat marți 25 aprilie un cetățean român de 31 de ani care conducea un autoturism marca Audi Q7 înmatriculat în Germania. Intenția acestuia era de a ajunge în Bulgaria. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autoturismul în cauză tocmai fusese furat din Germania cu o zi în urmă. Pentru a se disculpa, șoferul a declarat că a cumpărat mașina din Germania fără a avea cunoștință despre faptul că acesta este căutat de autorități. Autoturismul evaluat la aproximativ 90.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul poliției de frontieră Ostrov până la finalizarea cercetărilor, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.